Gândul meu astăzi este să predic despre toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Toți. Toți, absolut toți, s-au umplut de Duhul Sfânt. Slavă Domnului! Adică ideea mea și gândul meu e să fii plin de Duhul Sfânt. Când? Mai citim un verset din Biblie și apoi încercăm să pornim la drum. Se găsește în Efeseni, capitolul 5, versetul 18. Nu vă îmbătați de vin. Dimpotrivă, ca și un ordin, mandatoriu, și zice și când, plin de Duhul Sfânt, acum. Dimpotrivă, fiți acum plini de Duhul Sfânt. Fiți plini de Duhul Sfânt. Astăzi noapte, în momentul de rugăciune, am zis, Doamne, păi cum să predic eu despre a fi plin de Duhul Sfânt când eu nu-s? Mă simt destul de gol. Și să mă duc să le spun la toți să fie plin de Duhul Sfânt. Când lupta asta teribilă ne golește mereu. Și Domnul zice să te duci și să spui că mai sunt mulți ca tine care să simt goi și nu-s destul de plini. Și poate dintre voi va avea un impact. Că eu nu pot să vin să vă spun că sunt plin de Duhul Sfânt. Aș fi împotrivă la cugetul meu. Ci mai degrabă aș vrea să vă spun că sunt sărac de Duh. Și am nevoie din nou să fiu umplut. Și din nou să fiu umplut. Și din nou! Și atunci am venit așa cum sunt să încerc să vă încurajez și să ne gândim măcar la vreo trei lucruri. Nu trebuie să excludem o învățătură foarte biblică care am auzit-o, foarte documentat din Biblie, care fratele Dan, Domnul să-l binecuvinteze, a ținut aici. N-a fost ușor să aleagă, să pune subiectul în mișcare. Dar eu vreau să ne gândim, eu m-am gândit și azi noapte cum a arătat biserica aia atunci. Toți plini de Duhul Sfânt. Vă dați seama, orchestra asta și corul de tineri și noi, bătrânii, să fim toți astăzi plini de Duhul Sfânt, vă dați seama ce ar fi aici? Ar fi exact ce a fost acolo. Când s-a sculat Petru în picioare să predice, s-au sculat toți prietenii lui în picioare. Când a predicat pescarul și ceilalți, unii din Galilei, alții din apropiere, și Petru și Ioan și Filip și Bartolomeu și amândoi fiii tunetului Iacov și Ioan au fost în picioare ca niște bodyguards lângă predicatorul ăsta. Și 3.000 de oameni a reușit Duhul Sfânt să le stăpungă inima că erau ăștia toți plini de Duhul Sfânt. Gloria Domnului. Nu era invidios cum predică Petru. Războie, termină odată să predic și eu. Ci toți plin de Duhul Sfânt, ca niște torțe. Stăteau în picioare și Duhul Sfânt, fiind mult Duh acolo, s-au pocăit 3.000 de oameni și apostolii au botezat. Ce-ar fi să fim toți plini de Duhul Sfânt? Vă dați seama cum ne-am întâlnit unul cu altul? Oameni buni, realizați că suntem goi!
că e mai mare drama dacă nu realizăm că suntem goi. Nu o să ne umplem în veci, că de că suntem bine. Eu zic că avem nevoie să ne umplem de Duhul Sfânt. Ceva este în noi, ce n-ar trebui să fie. Și a luat locul plinătății Duhului Sfânt. Primul lucru care Domnul mi-a pus pe mine, vă mărturisesc că nu fur idei de pe internet. E ce mi-a dat Domnul în zilele astea, eu am notat și am scris. Absolut, sunt sărace ideile mele, dar sunt primite de la Dumnezeu. Lucrez pentru asta întotdeauna, îmi pasă. Mă simt responsabil să deschid cartea asta lui Dumnezeu. Asta e cuvântul lui Dumnezeu, ce ați auzit astăzi. Sunt vorbele Lui. Infailibil, fără comentarii. Cuvinte care nu pot fi modificate, nici modernizate. Sunt veșnic sfinte. Și pline de putere și de adevăr. Toate adevărurile sunt efemere și discutabile. Spuse de mari filozofi și multe adevăruri. Adevărul e unul singur, e Hristosul și cuvântul lui Dumnezeu. Primul lucru care aș vrea să ne gândim la el este să fiți plini de Duhul Sfânt, având în vedere mântuirea voastră. E discutabilă mântuirea. Dacă mai ai și altceva în tine, dacă nu-i în control Duhul Sfânt, dacă nu-i trupul tău templu Duhului Sfânt și în inima ta locuiesc și alte lucruri, e discutabilă mântuirea. Să fii plin de Duhul Sfânt având în vedere mântuirea ta personală înainte de a face mari semne și minuni. Vedeți, apostolii au mers la Domnul și a zis, noi facem semne și minuni. Alungăm și demonii să tem de noi. La Domnul i-a fost milă de ei. Când a văzut de ce se bucură ei, că orice dar ai avea, omule, orice dar ai avea, e pentru alții și vremelnic. E ceva de care avem nevoie să fie în noi, ce-i veșnic, ce nu-i vremelnic, ce rămâne până în veșnicie. Și Domnul s-a uitat la ei, a zis, nu-i motiv de bucurie, Petre, că ești mare predicator, eu ți-am dat putere. Nu-i motiv că scoateți dragi de bucurie, eu v-am dat putere să faceți asta. Tu cânti bine și frumos, crezi că ți-a dat Domnul darul ăla, ți l-a dat Domnul, dacă e adevărat. Ai de la Duhul Sfânt să spui și tu un demn la oameni și să bucură și te așteaptă pe hol și spune, tânărule, Dumnezeu mi-a vorbit prin tine astăzi. Nu te umfla ca un păun, e vremelnic, nu-i motiv de mare bucurie. Mâine omul ăla te va ocărâi, poate. Domnul a zis, bucurați-vă că v-am scris numele în ceruri. Gloria Domnului! Ăsta e motiv de bucurie. Restul, toate vin, se duc. Te vor împinge unii de pe banca asta pe alta. O să spune, ești prea bătrân. Nu ești actual și ne încurci, dar nu te pot împinge și nu-ți pot șterge numele din cer. De acolo nu te pot împinge dacă Dumnezeu te-a scris acolo. Așadar, ar fi bine să fim plini de Duhul Sfânt pentru a avea siguranța mântuirii. Și am să citesc câteva versete de la punctul ăsta, să mergem la următorul.
Un frate a zis la rugăciune aici că Domnul Iisus a primit Duhul fără măsură. La noi e cu măsură, plinătatea noastră nu-i cât a Domnului. El este Dumnezeu. El este Dumnezeu. Și Dumnezeu nu are ceva, El e totul. E absolut. Ceea ce noi ar trebui să avem, ar fi să avem mereu bucuria mântuirii. În dimineața asta de Rusalii, noi nu facem sărbători, noi trăim Rusalii. Ele au început, dar ele continuă. Ele astăzi e Rusalii și mâine. Bucuria mântuirii, eu trebuie să te întreb astăzi. O ai? Ai bucuria asta că ești mântuit? Și cât ea de mare? Când se întâlnește bucuria asta a mântuirii cu bucuriile tale de fiecare zi, cu banii tăi, cu casa ta, cu mașina ta, cu cât ești tu de frumos, cu părul învârtit. Care e mai mare? Care e mai puternică? Care învinge? E bucuria că ești mântuit? Un rege foarte puternic a fost într-o zi întins jos. Jos de tot și s-a luat un sac pe el strâmt să nu poată nici mișca. Și și-a pus cenușă în cap. Se uitau ofițerii la el și se ruga de acolo și zicea: nu lua Duhul tău sfânt de la mine! Ăsta mai cere Duhul sfânt? Nu lua Duhul tău sfânt de la mine! Dă-mi iarăși ce-am pierdut! Dă-mi ce nu mai am! Ce n-avea regele, ce n-avea, că toate erau la sabia lui. Pierduse într-un atac cu diavolul, care l-a învins, pierduse bucuria că-i mântuit. Ești mântuit? Dacă nu, fă-ți rost de un sac și smerește-te. Și nu te duci acasă fără să simți bucuria mântuirii. Că dacă nu o simți, tu nu ești împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a fost nevoit să scrie, să facă cumva pe oameni conștienți ce înseamnă bucuria mântuirii. Ce înseamnă împărăția asta, care e la nivel de credință, de cuvânt la noi, în mod fizic, va să vină. Dar acum ne-am umplut de legile ei, de preceptele acestei împărății și manifestările împărăției sunt în noi. Amin, așa să fie. Împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură. Dar ce? Ce? Sunt oameni care se bucură de mâncare și băutură? Efeseniul ne-a spus Pavel, nu Pavel, așa vorbește Dumnezeu. Amen. Nu vă îmbătați de vin! Da. Dar ce să îmbătau de vin? Că a zis alcoolul, droguri, nu cochetează Duhul Sfânt cu ele, nu stau împreună! Cine bea alcool, Duhul Sfânt nu-i acolo. Lepădați-vă de El, desfaceți-vă și fluiți plin de Duhul Sfânt. Amen. Împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură. E neprihănire, stare fără păcat. E pace. Amen. Le ai? Și bucurie în Duhul Sfânt.
Slavă Domnului! Nu te zdrobește la inimă vorbele astea? Nu te neliniștesc? Nu cumva iubești lucrurile astea ale lumii și Duhul Sfânt poate fi întristat? E adevărat, scrie în Biblie? Ca să nu mai citim mult, vă spun ce scrie în Biblie și voi găsiți. Nu întristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetluiți, sigilați pentru eternitate. M-am gândit mereu și mă gândesc, Duhule Sfinte, de câte ori te tot țin trist că mă ocup de lucruri care ție nu-ți plac. Ierusalim, fraților, povestim de Duhul Sfânt, dar nu cumva ne-am umplut inima de altceva. O să vă citesc vreo două, trei versete ce poate fi în inima unui om. Duhul Sfânt se roagă. Acel prietenul nostru astăzi cu suspine negrăite. Suspină. Că parcă să vezi un om plângând e mai normal. Dar se duce în cameră să-ți vezi soția, soț, copilul suspinând. Așa, plângând, fără cuvinte, să rupe inima. De ce suspină Duhul Sfânt? Îl aveți pe Duhul Sfânt? Că l-a venit de la naștere din nou, a făcut mulți pași, dar nu vorbim acum de aia. Dar cum se simte Duhul Sfânt în templul lui Dumnezeu, care suntem noi? Trupul nostru e templul lui Dumnezeu. Amin? Eu am vorbit de două ori în limbi și noi am fost botezați. Nu, nu, nu. Duhul Sfânt, Dumnezeu, Duhul Sfânt s-a mutat în noi. S-a mutat în noi și a făcut templu, s-a apucat de treabă, serios. De ce suspină Duhul Sfânt? De ce a plâns Iisus pe coama dealului, uitându-se spre frumosul Ierusalim? De ce a plâns? N-a plâns pentru ziduri. N-a plâns pentru templul lui Solomon, că l-avea să fie dărâmat. A spus, am vrut să vă adun. Să fie Duhul Sfânt la fel? Am vrut să vă adun. Cum își adună găina puii sub aripi, să nu ploaie peste voi, să nu vină dușmanul. Și n-ați vrut. Dacă ați fi înțeles, măcar în această zi, vom merge acasă fără să înțelegem rusalile. Din nou, poate aveți o mâncare bună. Dar oare Duhul Sfânt, în Biblie o să vă citesc, este când se odihnește peste noi. Și este când suspină, plânge pentru noi. Pentru mândriile noastre, pentru ce am băgat în noi, în inima noastră, pentru cine credem că suntem. Cine suntem oare? Nimic nu sunt, nimic sub soare. Nimic nu sunt și Tu ești totul. În veci să fii Tu cel mai mare. Și în veci, mereu, eu să fiu cel mai mic. Suntem un praf, un abur. Ar fi foarte bine, ca să fim liniștiți că avem mântuirea asigurată, să fim plini de Duhul Sfânt. Au fost umpluți de Duhul Sfânt. Din toată inima îmi doresc, de la cel mai mic la cel mai mare, Domnul să aibă milă de noi și să ne umple cu Duhul Sfânt. Vreți asta? Toți vrem, ce speciale am fi.
ce dor ne-ar fi unul de altul. Am avea dragoste unul pentru altul, că știți de ce nu avem dragoste? Nu poate pune în noi dragostea, știți cum vine? Ea a fost turnată prin Duhul Sfânt în inimile noastre. Păi, ce-o fi în inimă dacă nu-i asta? Ajută-mă, te rog, să punem Matei 15, versetul 18 și 19. Nu-i niciunul aici din ăsta. Dar citesc cuvântul ăsta ca să aveți grijă. Ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele. Poate fi la cineva așa ceva? Uciderile, preacurviile, curvie, furtișagule, mărturisiri mincinoase, hule, bajocuri la adresa cuiva. Din inimă ies toate aceste lucruri. Proverbe 4:23, la Vale scrie foarte înțelept, foarte frumos. Hai să luăm numai versetul ăsta. Nu eu, așa vă spune Dumnezeu astăzi, vă îndeamnă, păzește-ți inima, fortăreața asta, mai mult ca orice, că din ea ar putea ieși izvoarele vieții. Ioan capitolul 7, într-o predică Mântuitorul a spus cuvintele acestea, Ioan 7:38. Și 39. Ați și cântat despre ele. Ioan 7. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Tu ești ăla, da? Așa cum zice Sfânta Scriptură. Spunea vorbele astea, cuvintele astea despre Duhul Sfânt, care noi astăzi zicem că sărbătorim, care avea să-L primească cei ce vor crede în El, în Hristos, căci Duhul Sfânt că nu fusese dat, că Iisus nu fusese proslăvit. A fost proslăvit Iisus? Atunci înseamnă că a dat și Duhul Sfânt. Înseamnă că inima mea trebuie să fie un izvor. Un izvor. Nu izvor, izvoare. Care merg spre oameni cuvintele alea, viață veșnică, viață veșnică, curge din inima ta, viață veșnică, s-au umplut toți de Duhul Sfânt. Fii plin de Duhul Sfânt, ca să fii sigur că ești mântuit. Să spun și al doilea gând, care este și el poate destul de interesant. Am zis că, măcar să zic asta, de la ideea asta, că Duhul Sfânt se și odihnește peste noi. Poate cineva și deveni curios. Eu vreau să fiu ăla care Duhul Sfânt să se odihnească în inima mea, în viața mea, nu să suspine, nu să roage suspinând, când ar fi momentul ăla. Să se odihnească Duhul Sfânt în viața mea, chiar că aș vrea. Dar să mi se întâmple alea, locul și așa, ca să se odihnească Duhul Sfânt, nu-i plăcut starea aia, firește așa. Dar numai așa se odihnește El. Acum, ori ne odihnim noi și suferă El, ori se odihnește El și suferim noi. Alegeți dumneavoastră. Pune 1 Petru, pescarul ăsta inspirat de Duhul Sfânt, scrie lucruri mari. 1 Petru 4:14. Hai să ne uităm toți la el. Dacă sunteți bajocoriți că ați predicat adevărul sau ați cântat adevărul,
pentru Hristos, dacă sunteți batjocorit, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Te-a batjocorit cineva cum ai predicat? Îmi place să ne aștepte la ușă și Domnul mi-a vorbit prin tine, extraordinar, să ne îmbrățișeze. Dar mai auzim și care își bat joc de noi, iar vine cu aia, iar vine cu lacrimogene, cu pocăință, iar ne-am săturat, doar suntem veseli, doar avem mântuirea, nu mai pierdem și iar iau o bătaie. Și aud copiii și nepoții și iar la bajocorii păticul. Iar au râs de el. Nu-mi place aia. Dar atunci, dacă reușesc, Duhul Sfânt se odihnește peste noi. S-a odihnit vreodată Duhul Sfânt peste tine, mândrule? Oricine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos va fi prigonit, zice Biblia. Dacă nu te năcășește nimeni, dacă n-ai nicio problemă, nicio povoară, iartă-mă, fă cumva să se odihnească Duhul Sfânt peste tine, să se simtă bine, să fii un participant al jertfei lui Hristos. Mai departe, cum spunea Pavel, îmi doresc să-L cunosc mai bine. În cartea Efesenilor, la Filipeni le scrie, din pușcărie. Vreau să-L cunosc mai bine. Am renunțat la toate facilitățile, la toate averile, la tot ce putea să fie câștig. Le-am socotit ca și un gunoi, pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Și vreau să-L cunosc mai bine. Să mă fac asemenea cu moartea Lui și să fiu un părtaș al suferințelor Lui. Și să cunosc puterea învierii Lui, că dacă va fi cu putință, să fiu prezent la învierea din morți. Putem zice amin. Suntem angrenați noi în asta, să-L cunoaștem mai bine, să ne dezlipim de lumea asta, să ne umplem inima de Duhul Sfânt și plin de Duhul Sfânt să participăm la ce vrea Hristos să rezolve cu lumea asta și ce vrea să o mântuiască, să-ți mântuiască copiii, să ți-i desăvârșească, să-i umple cu Duhul Sfânt și tu stai cu mânurile pe sus și nu-ți pasă? Ori de câte ori suferi pentru Hristos, de astăzi încolo să nu uiți, să cauți, să nu fugi de asta, se va odihni Duhul Sfânt peste tine, că mult nu mai avem oricum. Băteți-ne cât vreți, curând o să plângeți poate la o mormântare, dar spre glorie creștinii, spre cruce merg îngenunchind și cântând și rugându-se și suferind. Cine vrea să ajungă, ajunge a sus el. E bine să aleagă să trăiască cum a trăit el. Acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Adevărat asta? Poți zice amin? Ai grijă! Trăiește Hristos în viața ta? Atunci de ce ești plin de ură? Ești gol. Bine ar fi astăzi să recunoști alături de mine. Suntem goi, sunt aici, dar sunt gol. Și te rog să mă umpli cu Duhul Sfânt. Să torni în viața mea dragostea ta. Să aibă putere Evanghelia în viața mea. Să pot să dărâm eul meu și bucuriile efemere și să se așeze bucuria mântuirii în viața mea și a copiilor mei. Știi de ce nu se schimbă copiii tăi? Că nu te schimbi tu. Schimbă-te tu de astăzi. Schimbă-ți cântările, schimbă-ți rugăciunile. Trezește-i noaptea, deranjează-i rugându-te.
învață-i să iubească pe dușmani și se va odihni Duhul Sfânt în casa ta, se va schimba familia ta. Nu-i cumpăra zorzoane, nu-l umplea de bani și de inele, îți pierzi, îl alungi de la Dumnezeu, adu-l la Dumnezeu cu smerenie, cu rugăciune și Duhul Sfânt să lucreze. Doamne, dă-ne înțelepciune, Doamne. Una din virtuțile Duhului Sfânt, din atributele, din darurile Lui, este înțelepciunea. Și asta o cer înțelepții. Lor le mai trebuie. Fii plin de Duhul Sfânt în vederea slujirii. Nu sluji dacă nu s-a ocupat Duhul Sfânt de tine. Știți, Duhul Sfânt se ocupă de lucrul ăsta. Cheamă oameni și îi pune unde vrea El și îi autorizează. Tot s-a vorbit, le dă putere, le dă daruri, îi echipează. Este, faci o rușine la Duhul Sfânt să fii slab dacă El te-a chemat. Cum să fii slab? Plin de Duhul Sfânt. Ori nu te-a chemat El acolo, ori ai abandonat chemarea aia, se poate. Ai refuzat-o. Ai ignorat-o. N-ai voie să fii slab, plin de Duhul Sfânt. Poți să-ți faci un test. Și dacă nu crești, nu te flăcărești, tu trebuie să vezi dacă te-a chemat Duhul Sfânt. Puneți-mi deoparte, a zis Duhul Sfânt, așa a fost alegerile pe vremea aia. Pe Pavel, pe Barnaba, să mi-i puneți deoparte, să ai mei. I-am chemat pentru asta. S-a învechit Duhul Sfânt. Păi cum să chinui oameni? Iar dacă lucrezi unde nu te-a chemat El, îl faci trist. Mai vii și spui, Domnul m-a pus aici și nimic. Așa întristăm pe Duhul Sfânt. Să pretindem că facem ce nu ne-a pus să facem. Oare e destul de înțelept Duhul Sfânt unde trebuie să ne pună? Așa menajează Duhul Sfânt, dacă și noi avem înțelepciune și patronii de astăzi. Dărâmite Duhul Sfânt. Trebuie să te întreb în ziua de Rusalii, ești acolo unde te-a pus Duhul Sfânt? Și atunci, cum e lucrarea ta? Să ai 40-50 de ani, să nu poți să dai un îndemn și să pretinzi că tu ești predicator. Să fiți plini de Duhul Sfânt în vederea slujirii. Fiecare va fi răsplătit și va fi luat de acolo de unde l-a pus Dumnezeu. Să fii acolo. Și acolo Duhul Sfânt te poate umplea și fii ușer, plin de dragoste. L-am întâlnit pe Petrică, acum, mă, tot aici ești, noi betegi. Și a zis, sunt aici, frate meu, cu atâta drag. Că nu poți fugi de dragostea Lui. Fuge după tine, se îmbrățișeze. Își face cu așa drag slujba de ușer. Nu cred că o să primesc coroană mai specială ca Lui. Că El iubește pe toți la fel. Are de unde să te încoroneze. Nu poziția ca să te vadă lumea. Poziția să te vadă Dumnezeu. Lucrează unde te-a pus Duhul Sfânt. În vederea slujirii trebuie să fim atenți și mă duc, timpul s-a dus, bine a făcut, că mă obosește și gâtul meu. Fără Duhul Sfânt nu poți avea dragoste, nici nu poți birui ispita. Iisus plin de Duhul Sfânt a fost dus să fie ispitit de diavolul. Avem nevoie de Duhul Sfânt și în ispite. Închei cu ultimul gând, să fii plin de Duhul Sfânt în vederea întâlnirii cu Domnul. Că până la urmă, cumva, crede-mă, Vasile, am imediat 70 de ani. Am început acum 40 de ani
obligat de Dumnezeu să deschid asta, să mă duc pe sate să le spun câte ceva la oameni. A spurat timpul. Ca mâine, cum e cântarea aia din zorii zilei mele, m-am dus și eu în lan cu legător de spice. Să dus timpul și vine seara, vine noaptea, cântat Valer Bogdan. Îmi place să-l ascult mereu. Și-a zis, stăpâne, vine noaptea, îți cer un adăpost. Că mâine dimineață să mă trezești în zori. Să fiu și eu cu aceia care au lucrat în lanul tău. Să fim plini de Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt pregătește biserica. Amin? Și trebuie să ne pregătim pentru asta. Nu, noi singuri nu putem. Dar dacă ești plin de Duhul Sfânt, ai să vezi un om care e plin de Duhul Sfânt, interesat mereu, măi, trebuie să fiu gata, nu contează, nu se știe. Se moare în viața asta. Când te-ai născut, trebuie să te gândești la următorul pas, la moarte. Duhul Sfânt vorbește la biserică. Oare a vorbit și astăzi ceva? În Apocalipsa zice, așa, să asculte ce vorbește bisericilor Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vorbește la biserică. Slăvit să fie Domnul, e activ. Duhul Sfânt sfințește biserica. Duhul Sfânt va învia din morți biserica. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu, Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt spre ascultare și stropire cu sângele lui Hristos. El o sfințește. Ne uităm la versetul la Romani 8:11. Hai să-l vedeți și voi ăsta. Ca să vă duceți la culcare liniștiți. Nu acum acasă, când gătăm lucrul aici. Duhul celui ce-a înviat pe Iisus din morți, dacă locuiește în voi, fiți plini de Duh. Cel ce a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Sfânt care locuiește în voi. Fiți plini de Duh. Fiți plini de Duh în vederea învierii din morți. El va răpi și biserica și o va preda mirelui pe nor. Concludem ziua asta. Să fim plini de Duhul Sfânt pentru siguranța mântuirii. Amen. Să fim plini de Duhul Sfânt în vederea slujirii. Să fim plini de Duhul Sfânt în vederea întâlnirii cu Domnul. Plin de Duhul Sfânt te poți lupta. Plin de Duhul Sfânt te poți bucura. Plin de Duhul Sfânt te poți ruga. Plin de Duhul Sfânt ai asigurată mântuirea. Plin de Duhul Sfânt ai asigurată învierea din morți. Plin de Duhul Sfânt poți iubi pe frați. Doamne, dă-ne putere să putem să zicem astăzi, să zicem și Duhul și Mireasa zic. Și cine mă aude astăzi să zică și el. Vino, Doamne Iisuse.